Crimă înfiorătoare la Berești, Azlău. Doi bărbați au fost omorâți în noaptea de sâmbătă spre duminică în satul Turluianu. Duminică dimineață, în jurul orei 8, o femeie care se ducea la mănăstirea din apropiere a făcut macabra descoperire. Pe uliță, într-o baltă de sânge, era cadavrul unui bărbat, iar în curte a mai fost găsită o victimă. S-a dat alarma imediat printre vecini, iar oamenii i-au recunoscut pe cei morți. Unul era Mihai Ojă, 35 de ani, iar celălalt era cumnatul său, Cătălin Adomnicăi, 24 de ani. Amândoi au fost măcelăriți la adăpostul nopții. Toți gata, ducea o femeie și cu doi băieți la dea. Și au zis, băi, George, vezi că sunt doi oameni morți în drum. Da, unii sunt scuții morți în drum. Eu am ieșit, eram în pijama. Când am venit aici, strigau un cumnat de neu de acolo și au zis că dă-te mai la o parte, că nu se șește. Calul era în pârâu, un cal aici. Și acum, nu-l cunoșteam. Nu-l cunoșteam, dar l-am cunoscut că avea un lanț de aur la gât. Atâta. Băi, acolo. Și haina, băi, doi ușa era deschis acolo, când m-am spus acolo, vecinul Cătălin, băiatul ăsta. Vecinii au auzit pe timpul nopții scandal în stradă, dar n-au avut curaj să iasă din curte. Eram discuț. Am venit până aici, s-a auzit acolo, așa, dar unul a zis așa, zice, domnule, mă omori în curte sau omori? De ce-l omori? Cam așa ceva. Eu zic, e la distanță, 100 de metri, n-am văzut. Și eu atunci am mai sănințat, când am auzit chiar asta, am fugit în casă și spui la față, tata, să auzi acolo, să bate careva acolo, la Cătălin. Ai dezbatat-le, nu? Da. Am stins televizorul, am stins lumina, am stat, mai s-a auzit ceva, un zgomot puțin, dar nu mă, că eram așa. Și odată mai s-a ocupat, nu m-am spus în pat, și fata era în patul ăla, zice, auzi, tata, că trece cineva la mare. Da, m-au auzit vorba. S-a auzit o vorbă aici de băiat. Da, dar n-ați mai ieșit să vedeți. Nu. Că a fost frică. Imediat, satul s-a împânzit de polițiști, iar până seara autorii au fost prinși. Doi tineri, unul de 20 de ani, iar altul, care mai avea două zile și împlinea 18 ani, au fost reținuți pentru infracțiunea de omor calificat, faptă pe care au recunoscut-o. Se pare că între ei și victima de 35 de ani exista un conflict mai vechi, iar acum au pus capăt dușmăniei. Suspecții riscă să petreacă până la 25 de ani după gratii sau detenție pe viață.